Laura! Bună, Daniel! Cu ce mă încânți azi? Îmi pare bine să te văd, în primul rând, și să știi că o fetească neagră din gama selecție, o fetească neagră relativ ușor de găsit și ușor de înțeles. Tu îți trebuie mult timp, așa, ca să socializezi cu vinul ăsta, să-ți placă? Nu, să... îmi trebuie foarte puțin timp. Numai cât îl văd în sticlă și văd că scrie pe el fetească neagră și deja m-am prietenit. Să înțeleg că ești un fan al fetească negre? Da, cu siguranță. Și al vinurilor roșii, în general. Al vinurilor roșii, în general. Feteasca neagră este un soi dacic la care noi ținem foarte mult, un cel mai vechi soi românesc, care se întoarce cu rezultate interesante în Podgoria Cotnar, nu neapărat în roșu, dar și în roze. Și tu ai mai servit feteasca neagră de la noi? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Eu cred că știu cam toate vinurile de la voi, acum, să fim sinceri. Ultima oară când am fost la tine, mi-amintesc, acum anul trecut, dar de zona sărbătorilor, m-ai servit cu pastrama de oaie și cu mămăliguță și mi-a plăcut fantastic. Ți-amintești când am adus fetească asta neagră? Da, a mers extraordinar de bine. Uh-huh. Și aici în față avem obrăjor de vită cu o farfurie ușor mai sofisticată, cu legume la grătar. Dacă ar fi să îl recomand ca și temperatură de serviciu, sincer, o fetească neagră nordică, eu aș da-o ușor răcită, undeva la 12-14 grade, undeva la temperatura Pinot Noirului. Într-adevăr. Pentru că e un vin în care te aștepți la fruct, te aștepți la un vin de prim impact, ușor de abordat și ușor de înțeles. Deci, ce fel de pahare ai folosit la o fetească neagră? Ce fel de pahare? Păi ar trebui să folosești un pahar, în primul rând, care ajută aromele să te cucerească într-adevăr. Ne-ar trebui un pahar de vin roșu, un pahar de sticlă și un pahar cu picior. Pentru că, vezi, absolut, asta chiar este o mare descoperire în ultimul timp. Paharul cu picior se ține de picior, adică de asta are picior. Da, să știi că, uite, primul lucru pe care l-am învățat eu când am intrat în lumea vinului este că paharul se ține de piciorul drept. Drept. Bravo. Da. Mulțumim foarte mult, Laura.